acum începe aplicația MyFree Zoomobil. Bună copii! Eu sunt Zoo! Haideți să mergem în călătoria timpului cu animalele! Acum așteptăm! Da? Da! Ce te-ai dorit să vezi cel mai mult la zoo? Să văd elefant, leu. Da! Wow! Noi aici avem... Ok, salut jucători, sunt directorul Zoo Superman. E minunat să te avem aici. În grădina noastră Zoo are nevoie urgentă de bani. Atrage noi vizitatori în același punct în Zoo. Primește 100 de puncte și 3000 de dolari ca recompensă. Ok. Vezi cărțile din bara de cărți? De mai jos, clic pe adresa mică, pășune și plasează anexa în zoo. Ok. Excelent! După cum vezi, acum ai anexă frumoasă în zoo, iar cartea a dispărut din bara de cărți. Acum alege cartea coaie pentru a-i plasa în anexă. Un animal frumos îl poți plasa într-o anexă goală sau într-una care adăpostește deja un animal de același fel. Luăm oaia și o punem aici. Ok. Animalului îi va place aici. Plasează acum celelalte animale. Dacă nu mai ai spațiu în anexă, va trebui să construiești una nouă. Un început promițător, dar avem nevoie de mai multe anexe și animale. Clic pe magazin. Mergem la magazin. Ne luăm un iepuraș. Aici în magazin vei găsi tot ce ai nevoie pentru zoo. Animale, anexe, magazie, decorațiuni și multe altele. Acum clic pe anexe. Ok, haideți să vedem și animalele. Noi avem 9000 de puncte, deci putem să ne luăm o anexă. Doi iepuri. Ne luăm și o capră. X. Poziționăm anexa. Ne spune că locul este ocupat. Ok.
Bara de cărți îți arată tot ce ai cumpărat din magazin, dar numai după ce plătești anexele și animalele în zoo, vor începe să vină vizitatori. Plasează anexele și animalele, cumpără în zoo. Trebuie să poziționăm caprele să nu stea cu iepurașii. Ok. Foarte bine. Cu cât avem mai multe animale, pentru a atrage mai mulți vizitatori, trebuie să mărești și să decorezi grădina zoologică. Deschide magazinul. Să ne luăm și niște baloane. Cumpără trei standuri, nu trebuie să fie diferite. Acum, la anexe. Ne arată săgeata roz. Cumpără încă două anexe. Închide magazinul. Magazin cu suveniruri. Plasează cele trei magazine și două anexe în zoo. Anexă mică pe fine. Plasează cele trei magazine și două anexe. Locul acesta este ocupat. Ok. Nivelul 3. Au fost deblocate următoarele obiecte în magazin. Ok. Ei bine, jucător, suntem pe drumul cel bun. Continuă să-ți extinzi grădina zoo. Vei găsi tot ce-ți trebuie în magazin. Ok. Wow! Primii vizitatori se bucură deja de zoo și de animalele drăguțe. Taxele de intrare s-au strâns deja la intrare. Ok!
Taxa de intrare o poți aduna din când în când la intrarea în zoo. Verifică cât ai câștigat până acum. Bine lucrat! O strânge taxele de intrare în zoo, deci oprește-te regulat pentru a strânge taxele de intrare ale vizitatorilor. Pachetele Booster. Te rugăm să alegi 4 cărți. Poți păstra 4 dintre cele 8 cărți afișate. Din cărțile speciale există piese pe care le poți strânge și le poți schimba cu prietenii tăi. Vrei să întorci încă o carte pentru un diamant? Întoarce o carte pentru 2 diamante. Întoarce încă o carte pentru 3 diamante. Diamantele îți permit să cumpere elemente speciale din joc, ca animale, decorațiuni, muncitori sau funcții speciale. Bine ai revenit! Jocul a fost actualizat. Din când în când apar sarcini, a căror completare îți aduc puncte suplimentare. Clic pe asemenea sarcină. Plantează mai multe flori. 5. Minunat! Acum plasează floarea cumpărată, mărește și decorează grădina zoologică pentru a debloca mai multe animale. Apoi, de la nivelul 15, poți reproduce pui de animale. Mac galben. Iederul. Sarcină completă. Plantează mai multe flori. Nivelul 9, 4. Au fost deblocate următoarele obiecte în magazin. Băun, anexă mare poșune, jgheap de adăpătare în poșune, recipient mic de metal, iarbă ornamentală. Apa e foarte importantă pentru curățarea și sănătatea animalelor tale. Ce spui de plasarea unui jgheap de adăpare în anexa animalelor noastre? E ok, nu? Jgheaburile le poți cumpăra la anexe. Cumpără 3 jgheaburi de pășune și plasează una de fiecare la fiecare anexă de pășune.
Plantează mai mulți copaci. Nu ai destul $2 pentru a cumpăra asta. Sarcină completă, hrănește 3 animale. Experiență primită. Vedem să mănânce la iepuri. Această clădire are un timp de construcție, dacă plasezi clădirea din nou în zoo, după ce ai demolat-o, cronometru va porni din nou. Anexă mai este un loc pentru animale. Thank you.
animalele noastre. Momentan nu ai anexă potrivită pentru acest moment. Mascota de iepure exclusivă la prima cumpărare de diamante, primești mascota zoo în cadou. Se plimbă prin zoo și oferă regulat doar de la cumpăr. Acești iepuri haioase le primești în cadou la prima cumpărare de diamante.
Ce vrei să fac, am dat cum? Acum îți arăt în imagine, să vedem parculețul nostru. Suntem în nivelul 4. Bancă de lemn. Nu avem bani suficienți. Grădina mea Zoo. Tot ceea ce trebuie să știi despre grădina ta Zoo dintr-o privire. Aici vei găsi tot ceea ce ai nevoie pentru a deveni un director de succes. Mărimea grădinii este Zoo Sat, nivel 4, 708 puncte. Am 6 specii din 39 de animale. Întoarce încă o carte pentru 3 diamante. Se încarcă grădina zoologică. Time out din cauza conexiunii slabe la server. Ne vedem data viitoare!